În această seară suntem martorii unui eveniment nemai întâlnit și nemai văzut pe Meeting the Road de foarte mult timp, mai exact un eveniment cu fere clar de lună de 6 ore în timpul săptămânii, mai exact marți. Wow! Evenimentul ăsta cred că a fost făcut pentru mine pentru că în ultimele săptămâni nu prea am mai dat pe acasă și în timpul săptămânii sunt cu munca. Așa că parcă, na, e bine venit un astfel de eveniment. Salutare și bine v-am găsit la un nou episod. În cazul în care nu știați, eu sunt Mașox și astăzi am prăduit, cred că cea mai bună locație de, uite-mă ca și început, cea mai bună locație de celeuri din, cum se numește, mă, mapa asta? Am și uitat, Nefrit, te rog să nu te bagi peste mine. Deci dacă de-abia început evenimentul se bagă peste mine, e clar. Da, băieți, chiar s-a întâmplat ceva magic în acest eveniment. Pe bune, coaie, pe bune. Bă, tocmai ce am zis, mă, frate, că mă bucur și eu că am prăduit cea mai bună cameră de farmat, vine unul și mă dă afară. Fix la începutul evenimentului, bă, deci este ceva imposibil. Ok, plecăm. Am plecat, chiar mă bucur. Pe bune, coaie, că vine și aici. Bă, frate, uitați-vă și voi ce oameni, bă. Bă, ți-au tot cheful de joc, mă, frate, nu, mai bine, cred că mă bag la un CSGO, îmi bag ceva în el de eveniment și aia e. Uite-te și tu la el, frate, DXGH. Doamne, ferește, bă, nu am mai zis nimica, că cred că zic și degeaba. Aul, mi-a luat tastatura razna. Așa, ce pot eu să fac în situația de față, băieți, a? Ia ziceți. Deci de-abia a început evenimentul și ne-am și luat-o pe cocoașă. Da, oricum, este un eveniment de 6 ore, în astea 6 ore, dacă reușesc să fac 10 CL-uri, eu sunt cel mai fericit, pentru că aparent băieții se bagă peste tine, n-au niciun stres, viața e frumoasă, să tot farmezi la evenimente cu fere clar de lună. Bă, măcar dacă ar sta și omul meu acolo și m-ar lăsa și pe mine aici, aș aprecia tare mult, cu toate că s-a băgat, dar asta este. Bun, hai să vedem. Bă, chiar sunt curios câte CL-uri fac în acest videoclip, nu știu, o să fie un videoclip de vreo 10-15 minute în care vedem dacă dropăm ceva. Oricum, am dat 2 ban pe o mănușă de 7 zile, mai exact pe 50 de MD-uri și cu MD-uri le-am cumpărat mănușa. Și acum așteptăm să vedem dacă avem și noi noroc la aceste CL-uri, bă, măcar să-mi scot și eu banii ăștia 2 ban. Bun, primul CL. Bun, hai că am început bine. Primul CL, cât e, mă, frate? 2 milioane. Ok, hai că e super bine începutul, hai să iau și ciobule foarte rapid. Bă, stai să-mi bag și toate astea, anghilă și mai departe. Ce pot eu să zic acum? Omul meu se destrăbălează. Ia uite ce frumos farmează. Bă, dau fi, mă, liber în partea asta? A, nu, cred că bate și el aici. Ia să-i dăm un mesaj, ia să vedem, oare ce zice, oare... O să-i zic în felul următor, frate, ești săran, facem pariu, deci cred că este o cotă de 1,20 să ne înjure, cu toate că noi îl întrebăm frumos, frate, de ce te bagi? Stai așa, să dau o mantie rapid. Frate, de ce te bagi? Ia să vedem. Deci cotă 1,20 că ne înjură. Știu că e cotă destul de mică, dar aia e. Ia să vedem, Sunzi, Ciob. Mamă, hai că este foarte bine până acum. Avem un singur cor în vreo 3 minute de eveniment. Super. Să tot farmezi. Bă, din păcate, mi-aș fi făcut un cont de SD3. Dar v-am spus că, sincer, chiar nu mă așteptam, frate, să facă ăștia un eveniment cu fere clar de lună în timpul săptămânii. Pentru că, nu știu, astfel de evenimente sunt mai mult în weekend. Și eu v-am spus că în weekend nu prea stau acasă. Uite, încă un cufăr clar de lună. Și tocmai de asta, n-am mai stat, frate, să echipez al cont. Oricum, CL-urile sunt făcute super mega rar, adică evenimentele cu fere clar de lună. Ia să vedem, o frate, ne răspunde nouă băiatul. Nici n-am văzut din ce regat e, că am imunul la limba roșie, era să zic, doamne, la limba Shinsho. Și degeaba am pus inelul ăsta. Hai, mă, pergament binecuvântat, forță, mă, frate, deci pergamentul ăsta blesul e comparat cu, nu știu, în cele, că e cam aceeași valoare, dar uitați-vă și voi, că nu-mi pică. Mamă, deci uitați-vă și voi, deci în 4 minute 2 CL-uri, bombă. Ce să zic, mă, frate, cu full experiență pe noi, hai să vă și arăt, să nu ziceți că e vrăjeală, 350% experiență, cu 8 experiență,
tocmai am zis experiență. Da, voiam să spun drop. Cu 8% drop și de pe cer. Ce-i... Te aștepți, mă, frate, să fie ceva ca lumea, să rupi, să iei 100 de celeuri pe mantie. Ia, ăsta nu se bagă că e de la albaști. Mamă, dar uite-te și tu ce au apărut băieți așa dintr-o dată. Ia, sunt curios dacă se mai bagă careva. Bă, da, trebuie să filmeze cineva neapărat să taie secvența aia în care... Nu știu, dar s-a întâmplat ca în filmele cu proști. Eu acolo fericit că am prăduit cea mai mișto zonă de farma la celeuri, peste 2 secunde vine DXGH, îmi dă un vârtej și mă culc. Super tare, bă. Ce pot să mai zic? Hai să vedem ea. Niciun cele iară. Bă, cred că renunț. Sincer, cred că renunț. Uite, măcar am terminat asta cu cioburile. Deci cred că renunț, frate, 2 celeuri. Ia mă, ăsta dropează-mă ceva. Ia, s-a băgat altul peste el acum, bineînțeles. Ia să vedem, dropează-mă ăsta ceva. Ciob, cutie gravat. Băi, frate, deci uite și tu ce drop de căcate aici. Și totuși lumea se bate pe camerele astea, deci e ceva de speriat. Ia mă să spar și omletinul ăsta dacă tot e aici. Deci da, băi, se pare că acest videoclip este un fail total. Au trecut 5 minute de eveniment și în 5 minute am farmat 2 celeuri. E bine, se putea și mai bine, forță. Dacă eram acum în set de 3, cred că aveam pe puțin vreo 30-40 de celeuri. Dar chiar cred că o să stau să-mi echipez un cont, că nu se mai poate. Să-mi fac un war de 61. Fulger ăsta a foc. Cu talisman. Mamă, și aici se bagă. Băi, deci uitați-vă și voi la băiatul ăsta cât de terminat poate să fie. Dacă îi spui ceva, se supără. Da, ți-a picat ceva, mă întreabă. Da, vreo 12. Ia. Cred că ăsta acum este super, super supărat și furios că nu-i pică nimica. Doamne. De ce te-ai băgat peste mine? Ia să ne răspunde așa că văd că la PM ne ignoră. Mamă, dar avem și noi un damage match în ăsta. Ia uite încă un cele. 3 celeuri în 6 minute. Că dropai, mamă, eu nu întreb ăsta ceva, el mă întreabă altceva. Hai că am înțeles dacă e. Mamă, mare daună totală ce mi-a luat cu mânușa asta de 7 zile. Deci da, gaură de 2 oni. Că altfel nu se putea. Bă, dar asta bate cu otrăvită sau cu triton? A, nu are otrăvită mână. Asta mă, să dau așa luta de pe cal, că văd că un cam iau damage. Ia să vedem drop-ul. Și să vezi acum 10 celeuri. Avem mănușă, ornament. Avem ceva drop. Cuțit, mamă, nici cu 350 drop, nici măcar mantii sau ceva. Am înțeles, m-am convins dacă e ceva. Da, dezamăgire totală. Ia se mai bagă. Da, nu cred că a fost pe fază când am dat mantia. Ia uite încă o pergamen. Bă, dar parcă pică mai bine blesurile decât celeurile. Deci mi-a picat 2 blesuri și doar 3 celeuri. Păreri? Ia, că a plecat cineva de aici. Nu, cred că toată lumea a renunțat, frate, când a văzut ce drop de căcat e. Și a băgat ceva. Bă, contul ăsta nu e, mă, frate, de celeuri. Nici nu știu unde pot să farmez celeuri pe contul ăsta. Ia să vedem. Uite, un cele. Hai, mă, mai dă. Mamă, decât unul. Bă, ești nebun. Bă, da, mare țeapă mea, mă, frate. Dacă știam că pic atât de bine, stăteam dreacu acasă, făceam un ceiuț, stăteam întins în pat, că de seară începe Manchester United cu Atletico Madrid și nu mai aveam, frate, treabă. Uitați-vă și voi, hal de jale, mă, frate. Bă, nu e posibil așa ceva. Bă, metidorul, bă, unde pot, mă, frate, să farmez la celeuri? Trebuie să-mi fac neapărat farmer ca să bat în templu. Fiți atenți chiar. Ar fi mișto un farmer de bătut la mai mulți. Adevărat, acum am văzut că pică foarte bine celeurile. Deci eu nu ajung efectiv nicăieri cu celeurile astea, că parcă îmi dau 100 de mantii și de-abia pică un cele. Și parcă tot pe minus ies. Uite-te și tu. Bă, nu e posibil așa ceva, bă. Vă bat obrazul metindu-i rău că ați făcut drop-ul ăsta de tot rahatul în mapa asta, a cărui nume habar la care e.
Hai să vedem, poate cine știe, în astea 9 minute de farmat am avut eu mega maxim ghinion. Ia, dau acum o mantie, ia să vedem, avem acum noroc oare? Stai să scot inelul. Hai mă, dă-mă și un cele, am înțeles. Da. Ghinion, bă. Mamă, deci am, cred că cele mai proaste clipe din toată comunitatea asta. Vreau și să fac ceva ca lumea să... Ia uite mă, sunt la eveniment, pică, bombă, celeuri, wow! Și când colo, mare gaură. Ce mă? Moonlight Drop Starts. Ce? Deși a început acum 10 minute. Bă, dar numai un pic, mă, frate, uitați-vă și voi. Nu, deci ăla s-a dat bătut. Deci gândiți-vă, frate, cât de șmecher a fost omul, a venit, s-a băgat peste mine, a zis, gata, mă, frate, rup evenimentul ăsta. I-au picat 2-3 celeuri și a băgat ceva aplicat. Deci dacă pune și ăștia cei mai toxici de pe un server renunțat de ușor. Deci uite-te și tu, 3 minute farmate, 0 celeuri. Cu full experiență, doamne, ce dracu am cu experiența asta, cu full drop pe noi. Genial. Da. Ce pot să spun? Bă, oricum, acum o oră am aflat că e eveniment cu fere clar de lună. N-am apucat să mă interesez dacă o fi bine să bat aici, dacă s-o merita la nivel mare. Am zis, bă, frate, fie ce-o fi. Și când colo, uite-te și tu, hal de drop. 4 cu fere clar de lună în 11 minute de filmare. Ce 11? 12? Bine, hai, 11 minute de când am început evenimentul. Deci, da. Ăsta a fost clipul. Un clip de-a dreptul superb. Nici nu știu, frate, ce să mai zic. Habar n-am, ia să deschid, hai mă că le deschid, ia să vedem. Mamă, pe bune, mamă, iar se bagă ăsta, băi, bate mă, frate, ia tu tot dropul de celeuri de pe tot serverul. Mincinosule. Uite-te și tu, s-a pus pe masă, mă, doamne, ferește, băi, playerii ăștia sunt real, mă, frate. Am, frate, aveam 12, acum 5.000, acum am 32. Uite-te și tu la el, doamne ferește, bă! Sunt personalizate, frate. Da. Ia mă, pot să bag marmura asta pe ceva? Ne, am totul full. Bun. Ăsta a fost clipul. Vă mulțumesc foarte frumos pentru vizionare, deși nu trebuia, lăsați. Ce să mai v-ați pierdut timpul aici cu mine. Eu am fost Mașox și, ce să zic, ne auzim cu bine data viitoare la un nou episod în care sigur o să mai fac o prostie ca de obicei, că altfel nu se poate. Ok, vă salut, pa, pa!